Bine v-am găsit, oameni buni, după ce Politehnica Iași obține prima victorie pe teren propriu în această ediție de campionat. După o evoluție pe care am tot lăudat-o în deplasare cu Rapid, dar a fost înfrângere, acum o victorie cu Șepși. O victorie cu Șepși datorată unei, cred și unei superiorități pe care a arătat-o pe teren, dar și introducerii în partea a doua lui Luis Felipe, cel care a reușit să mai schimbe, să dea un alt ritm în jocului ofensiv al celor de la Politehnica Iași. Suntem în așteptarea declarațiilor de acolo de la Iași. Până atunci mai vorbim aici în studio, inclusiv despre deciziile de arbitraj, pentru că au fost lucruri interesante, inclusiv spre final cu acea lovitură liberă pentru Șepși, după ce doi jucători s-au dat cap în cap. A fost o lovitură liberă acordată pentru Șepși, după care a fost întoarsă o lovitură liberă pentru Politehnica Iași. O să ne mai uităm pe imagini. A fost o intervenție a asistentului, din câte mi-am dat seama, din reacțiile lui Chivulete. În studio suntem împreună cu Remus Răureanu, Ionuț Badea și Narcis Răduca. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bun! Hai să ne uităm în primul rând la faza golului anulat, pentru că și acolo sunt discuții, deși ar fi trebuit ca VAR să însemne că mai eliminăm din discuții. Dar când e vorba de, mai ales când e vorba de liniile de la VAR, discuțiile sunt parcă și mai aprinse. În primul și în primul rând, eu putem face o discuție legat de linii. Poate mai aici deja Chivulete s-a dus să vadă. Deci a fost chemat de arbitrul VAR ca să vadă această fază. De ce a fost chemat? Că la offside n-ai de ce să chem, e o chestiune factuală, nu? Da. Dar a fost chemat probabil ca să interpreteze el dacă jucătorul presupus în offside atinge mingea sau joacă mingea sau ceva de genul ăsta. Altă explicație nu există. Din ceea ce vedem aici, Debeliu pare cel în offside, nu? Da, Debeliu. Bun. Da. Și atunci venim și ne uităm la linii, cum au fost trase, și vedem acolo un băiat în alb-albastru. Printre picioarele lui. În plan depărtat, este un jucător al Iașului. Da. Mai aproape și, de minge. Și linia pare că se duce printre picioarele acestui jucător, nu? Da, chiar așa se duce. Adică piciorul de drept rămâne în spatele linii, mai păi aproape atunci, de poartă. Da. Și atunci, la ce ne raportăm? Linia pare trasă mai curând la umărul jucătorului de la Iași, de aici, din plan apropiat. Apărătorul lateral stânga. Da. Da. Decât la piciorul celui din plan îndepărtat. Bun. Acum avem niște dubii legate de linii. Eu ce puțin le-am. Da. După care avem niște dubii de ce este chemat Chivulete. Bun. Atunci înseamnă că e chemat ca să interpreteze, da? Sper că mai avem și alte reluări în afară de asta cu judecata VAR. Ca să interpreteze că ce? Că Debeliu atinge sau nu atinge mingea, influențează sau nu influențează faza? Da. Păi ce e de interpretat au aici? Au considerat că Debeliu nu atinge mingea și să și interpreteze atunci, centralul dacă influențează să decide faza el, da, sau da, nu, fără să atingă mingea. Mai eu... Reluare din spate. Da, sper că o mai avem. La Andrei Chivulete deja ridicase mâna semn că a dictat un offside acolo, nu neapărat altceva. Păi da. Păi el n-a acordat golul pentru că a... Uite de aici. Da. Bun. Eu nu sunt la murit dacă atinge sau nu. Nici eu. Dar oricum influența faza. Adică. Dar nici nu cred că are mare importanță, pentru că e clar că omul vrea să joace minge. Că o atinge, că nu atinge, exact. El influențează faza. Aici nu sunt dubii, doar la linie. Da, nu sunt dubii, dar uite că sunt, că trebuie să vină arbitru să vadă. Îl ascultăm pe Nițu, capitanul celor de la Șepși. De partide fără victorie. Da, din păcate nu reușim să băgăm mingea în poartă. Este foarte greu să vă spun câteva cuvinte. Nu-mi vine să cred. Ceea ce văd din spate, din poartă, nu-mi vine să cred. Nu reușim să băgăm mingea din poartă, nici din penalti, nici din 2 metri, nici cu poarta goală, nici cu fundași când ne urmăresc. Întotdeauna ne depășesc, ne iau mingea. Din punctul meu de vedere, este un dezastru ceea ce se întâmplă la noi. Și prea mult am stat să nu vorbim. Cu tăcerea nu se rezolvă absolut nimic. Cu tăcerea ne obișnim cu înfrângerile și o să mergem așa în continuare. A venit tăvălugul ăsta peste noi și nu reușim să ieșim.
nimeni nu zice nimic. Este o tăcere infernală în vestiar, ceea ce după 6 meciuri mi se pare absurd. Cu moralul sunteți la pământ, bănuiesc, nu? Cu moralul la pământ, liniște mare în vestiar, nu așa văd eu că ar trebui să rezolvăm situația, ar trebui să ne trezim. Este un dezastru, cum am spus, și nu găsim soluții. Din păcate, cred că al treilea meci consecutiv în care nu marcăm și asta spune tot. Cred că am ajuns cel mai slab atac din Liga 1, am luat foarte, foarte multe goluri, am fost echipa care a începutul sezonului atât în competițiile europene cât și în prima ligă nu luam gol sau dacă luam pe greșeli personale sau foarte greu. Acest lucru s-a schimbat total, numai cei nu vrea nimeni de gol. Crezi că vor fi schimbări pe banca tehnică acum după... Nu vreau să comentez, nu banca tehnică, de mister cu ce devine că din 2 metri nu putem să dăm gol, penaltii ratăm. Am avut, cred că, 3 situații în a doua repriză în care a fost poartă goală, noi nu reușim să dăm gol, dăm pe lângă mingi, dăm out, nici nu mai țin minte câte ocazii am avut de le-am ratat din 2-3 metri. Mister ne aduce până acolo, dacă nu putem băga mingea în poartă, ne spune să ne apărăm, dacă nu ne apărăm. Cum? De ce? Eu nu înțeleg, asta mereu se întâmplă în România. Banca tehnică ne-a pregătit, ne-a spus să ne apărăm, ne-a spus punctele lor forte și noi nu facem nimic. Noi nu executăm pe teren ceea ce ar trebui. Este o mare dezamăgire pentru mine, credeam că această pauză ne va fi de folos, ne vom schimba atitudinea, dar din păcate este mult prea puțin. Este cea mai grea perioadă din istoria clubului? Cu siguranță este cea mai grea perioadă. 7 meciuri oficiale, un egal la Hermannstadt și acel egal, putem să zicem, cu un pic de șansă. Este o perioadă foarte dificilă, ne așteaptă o partidă grea și cu Botoșaniu. Este pe ultimul loc, o echipă rănită, ca și noi de altfel. Trebuie să facem ceva, că așa cu siguranță vom retrograda. Play-off-ul este tot mai departe. Ce să vorbim de play-off în acest moment? În acest moment mă tem de retrogradare. Ce să vorbim de play-off? Play-off-ul nici nu se poate lua în calcul. În acest moment arătăm foarte rău, nu arătăm nici să fim în primele 10, da, păi în play-off. Este greu, trebuie să găsim soluții cu toții, nu doar banca tehnică și jucătorii, trebuie să dăm mult mai mult fiecare în parte și dacă continuăm așa fel, nu doar clubul are de suferit, avem de suferit și noi personal jucătorii. Mulțumesc, mult succes! Am ascultat pe Nițu și tot pe Nițu l-am ascultat și la precedenta etapă și încerca și atunci să aibă un discurs destul de dur, autocritic. Probabil că sătui și ei de atâtea înfrângeri. Jucătorii încearcă să dea un restart și ei, prin măcar prin declarații, să facem, să dregem. Acum ne spune Nițu ceva de genul cu liniștea nu facem nimic. Da. Mai degrabă lipsă de comunicare, a zis. Da, spre început parcă a zis liniște. Mă gândesc că probabil să mai țipe unii la alții, nu știu ce să facă, să se schimbe ceva. Dar ne întoarcem la discuția după ce l-ascultăm pe Ailenei, portarul Politehnicii Iași. Bună seara! Da, în sfârșit a venit și acest rezultat bun pentru noi în Copou. Asta ne-am dorit, pentru asta am muncit toată săptămâna și sunt mândru că am reușit să facem acest meci cu multă muncă, să fericim toți suporterii ieșeni. Ați suferit un pic în această partidă? Da, nu mă ascund de faptul că poate și cel de sus a fost cu noi. Munca făcută bine, cred eu că e răsplătită mereu și așa a fost istoria meciului. Am suferit, am pus piciorul în gheată și am fost acolo. Norocul a fost cu tine și la penalti. Da, sigur. Asta face parte din joc. Despre următorul meci? Ce pot să spun? Cred eu că trebuie să ne bucurăm acum, sunt de acord cu acest lucru, dar trebuie să fim conștienți că următorul meci contează foarte mult, adică nu am făcut nimic dacă am luat acum 3 puncte și următorul meci, Doamne ferește, să pierdem. Capul sus, trebuie să fim atenți în continuare și să continuăm această pantă ascendentă. Mulțumesc, mult succes! Mulțumesc și eu, seară bună! A fost Ailenei, portarul Iașului. Da, vrei să spui ceva, Ionuț? Da, pentru mine e uluitor să văd că încă mai există sentimentul de persecuție. Adică noi, jucătorii, suntem vinovați, suntem aproape de retrogradare în situația asta. Dacă jucăm așa, retrogradăm. Lucrurile astea ar trebui să meargă în zona de penitență. Adică să vezi, să identifici care e problema
și apoi să mergi mai departe. Mie mi s-a părut oricum că această partidă pentru Sepsi a fost sub umbra unei presiuni fantastice create din interior. Ce-i drept, erau câteva înfrângeri consecutiv făcute, astfel încât te putea duce într-o zonă de genul ăsta. Dar mie mi se pare că presiunea, mai ales la nivelul de campionat care existent acum și la numărul de etape, a fost o presiune mult prea mare. De ce să fie o finală acest meci cu Iași? Țineți ideea, pentru că l-a sudat și pe Cosmin Matei, unul dintre eroii acestei partide. La echipă și trebuie să încercăm să la următorul meci să întrepem în seria cu o victorie, pentru că deja situația e urâtă. Nu a fost o seară prea bună pentru tine, ai ratat acel penalti, am avut o fază în repriza a doua când ai scăpat singur și... Da, din păcate nu am fost deloc inspirat, îmi pare rău, nu știu să zic, face parte din fotbal și astfel de momente. Mergem mai departe, continuăm să muncim și să credem în noi, în echipă și ce pot să spun, e greu, după 6 înfrângeri e greu, trebuie să fim tari, să arătăm caracter și să ne ridicăm, că altfel nu avem nicio șansă. Nici norocul nu a ținut cu voi în această seară, a fost și acea fază cu VAR, deja sunt discuții că linia n-ar fi fost trasată bine, ce părere? Când lucrurile nu merg bine și nu se leagă nimic, se mai întâmplă și câte o fază de genul acesta și nu face decât să înrăutățească situația pentru noi. Cum puteți ieși din acest impas? Nu știu, că încercăm de ceva meciuri, încercăm. Am avut o săptămână să pregătim meciul. Cred că toți am fost 100% la antrenamente, conectați, am vrut să arătăm orgoliu, dar nu ne ieșit în această seară. Ne-am dorit foarte mult, am venit montați, am avut o săptămână în care am fost 100% conectați la meci și lucrurile nu au stat cum ne-am așteptat. Poate dacă eu înscriam la acel penalti, lucrurile stăteau diferit și discutam altfel acum. Înaintea ta, Roland, a spus că ar trebui să vă gândiți cum să scăpați de la retrogradare, să nu vă mai gândiți la play-off. Ești de aceeași părere? Nu știu, este o serie pe care nu ne-am imaginat niciodată după un început bun de sezon, cu un trofeu, cu calificare până în play-off-ul conferenț. Nu ne-am așteptat la această răsturnare de situație. Acum suntem aici, nu avem de ales, ce putem să facem, să renunțăm? Nu avem cum să renunțăm. Avem meci luni cu Botoșan și avem șansa din nou să redresăm puțin din situație. Mulțumesc, mult și succes! Și seară bună! Seară bună! Cosmin Matei, cel care a ratat un penalti, am avut o ocazie și aici, mă rog, dar aici era foarte dificil, după ce am avut o ocazie bună. Da, n-a fost o seară prea inspirată, dar oricum, nici pentru întreaga echipă. De ce vorbeai despre presiunea din interior? Până la urmă, pentru o echipă care vrea play-off, poți să o consideri o finală asta, că da, și dacă te bate și Iașul... Dacă pierzi 6 meciuri la rând, e presiune. Mi se pare că e firesc. Ideea asta de presiune și de finală nu a venit de acum. E deja de vreo 3 meciuri, tot așa vorbesc. Adică vor să întrerupă. E normal să se întâmple și să gândească în sensul ăsta. Dar deja de vreo 3 meciuri spun că nu sunt interesați de play-off și să nu retrogradăm. Cu jocul ăsta nu funcționează. Chestii de genul ăsta. Păi și n-au dreptate? Au dreptate, dar uite că atâta vreme cât se influențează bunul mers al grupului și al jucătorilor, pentru că vedem ce declarații fac. Lipsa de comunicare, liniștea de care vorbeai, comunicarea care nu a existat, normal că nu o să ajungi niciodată la soluții sau la concluzii măcar. Narcis, cum ți s-a părut ție ce s-a întâmplat în seara asta? O să ne mai întoarcem la liniile alea, că sunt interesante. Da, în primul rând apreciez revenirea Iașului, pentru că în primele etape, cu excepția victoriei surprinzătoare cu Farul, au părut că încă nu sunt conectați la Liga 1 și aveau probleme, dar... În acel moment am spus că, având un antrenor cu experiență, sunt convins că se vor
calibra Rapid la, la Superliga și vor începe să adune puncte. Și iată că au depășit chiar pe Sepsi. Culmea, au avut un parcurs exact invers, echipă care nu primise gol. Deci e clar că Iașiu a priceput pe ce trebuie să mizeze în, pentru a rezista în prima ligă și acum au început să culeagă roadele. Și e de lăudat. Sepsi, sau cum se zice corect, mereu... În niciun caz Sepsi. Ce să fac dacă m-am cum vrei tu? Sepsi, Sepsi... Am făcut dar... școala și la Târgu Mureș și trebuia să prind ceva din ce am învățat acolo în clasa 8-a. Sepsi. Cum vrei tu? Sepsi sau Sepsi? Ok, Sepsi. Eu zic doar Sepsi. Da, dar, nu, dar nu combinate. Nu combinate. Cred. Dar oricum, corect, cred că în limba maghiară se zice Sepsi. Da, Nițu i-a spus că ce banca tehnică, aici se vorbește mereu despre bancă. Nu, România nu e singura țară în care vorbim astfel. La fotbal, oriunde în lume. Când o echipă pierde 6 meciuri la rând, antrenorul e în pericol. Oricât de slabă ar fi echipa aceea. Iar Sepsi nu e slabă și nu e un club fără pretenții, dimpotrivă. Nu ca ce votariu să fie amenințat în momentul acesta. Ideea este că mie nu-mi place, că mă uit la detalii, că tot mai mulți jucători declară câte ceva legat de atitudine. Adică când, așa cum spunea și Ionuță, când mai degrabă le spui public decât le rezolvi interior, nu e în regulă. Dacă e un jucător, mai sunt jucători care sunt mai vocali. Dacă sunt trei care spun același lucru, e ceva în regulă și trebuie rezolvat rapid, în primul rând, între ei. Pentru că, sigur, la rece e simplu, dar ne uităm pe clasament, încă sunt la vreo 4 puncte de play-off, de graniță. Dar pretențiile sunt mari, intră și ea în categoria echipelor care a suferit de pe urma participării în cupele europene, alături de Faru, că e clar că și-a pus amprenta și acea participare. Și e dificil, că în momentul ăsta vin, e și ghinion, iată ce s-a întâmplat și în seara asta, dar nu pare că a ieșit din stare. Liviu Ciobotariu acum la Flash Interview. Bună seara, meci încrâncenat, dar din păcate pentru echipa dumneavoastră, continuați seria negativă. Așa este, ca și situație, este cea mai neagră situație din istoria clubului. Sepsi Oeșca, nu s-a mai trăit asemenea momente. E clar că este o situație dificilă și delicată în același timp. Trăim parcă într-un vis urât și nu putem să ne trezim. Dezamăgirea este mare de partea tuturor, și a jucătorilor, și a staffului, și a suporterilor, și a conducerii, cu siguranță. Ca și joc, ca exprimare în teren, n-am arătat rău, mult mai bine față de meciurile anterioare, meciurile care le-am pierdut. Am avut situații bune de a marca. Am avut un penalti pe care l-am ratat, am avut din 2-3 metri situații să băgăm mingea în poartă și n-am băgat-o. Este cam același lucru ce s-a întâmplat la Universitatea Cluj, la meciul trecut. Am avut să dăm gol prin Debeliuc. La faza următoare sau în 10 minute am încasat un gol din penalti. Da, e o situație grea. E o situație grea. Știu că presiunea este mare și apasă pe umerii și al jucătorilor și al noștri, al nostru, al staffului. Dar au fost și multe momente în joc în care mie nu-mi place să vorbesc de arbitraj, dar au fost multe momente de joc pe care eu nu le-am înțeles. Ok, nu sunt abilitat să discut despre arbitru pentru că nu cunosc foarte bine, adică nu că nu cunosc regulamentul. Ei știu mai bine ce au de făcut, mai ales că avem și VAR. Dar maniera nu mi s-a părut corectă, să spun. Adică orice fază au fost niște, la mijlocul terenului, niște faulturi care le-a dat total la napo, dar am avut la ultima fază, acolo chiar când n-am înțeles nimic, Roli Varga este lovit cu capul în gură, după care avem lovitură liberă, întoarce faza. La faza golului pe care l-am încasat, faul pentru noi, ok, zice că lasă avantaj, după care primim gol, este posibil și cred că a fost corect, dar următoarea fază, la fel s-a întâmplat, în stânga, la nu mai mi-aduc bine aminte, după care a fost faul și a oprit imediat jocul.
Adică multe decizii care nu le-am înțeles. Bine, nu vreau să iau din meritele celor de la Poli Iași, pentru că vreau să-i felicit. Au jucat cu atitudine, cu dăruire. Sau n-aș vrea să găsesc scuze pentru înfrângerea de astăzi, dar sunt anumite lucruri care nu sunt normale, nu sunt ok. Și la faza offside-ului nimeni nu înțelege. Din VAR nu se poate lua o decizie, iar nici asta n-am înțeles-o. Apoi vine centralul și ia el o decizie. Păi atunci de ce mai avem VAR? Linia? Nu, chiar nu înțeleg. Linia, cu linia, da. E posibil să fi fost offside, dar mi se pare așa. Sunt niște momente care... Ok, validez golul, duci mingea la centru, după care se spune că e posibil VAR, dar cel de la VAR nu poate să ia o decizie, care vede cel mai bine, și cheamă central. Și centralul ia o decizie. Adică poate să fi fost o decizie corectă, nu vreau să o... Dar nu înțeleg atunci de ce mai ești la VAR să-l chem pe central. De ce ați fost sancționat de arbitru? Pentru că i-am reproșat lui Andrei, lui Chivulete, i-am reproșat pentru că la faza golului care l-am încasat a lăsat jocul să meargă, legea avantajului, după care la următoarea fază, același lucru, a fost faul, tot noi am fost în posesie, dar a oprit jocul. Atât i-am spus. Și am fost foarte supărat și foarte dezamăgit, pentru că este primul cartonaș galben care îl iau în cariera mea de antrenor de 17-18 ani. Este primul cartonaș galben. Pe nimic, atât i-am spus. De ce la faza în care am încasat gol ai lăsat jocul să meargă, legea avantajului, corect? Și de ce la următoarea fază, când noi aveam mingea, ai oprit jocul? Eu asta n-am înțeles-o. De-aia am spus că au fost momente în joc care nu le-am înțeles. În rest, ce să spun, felicit echipa Poli Iași, au jucat, au avut inimă în ei. La noi este o problemă, noi trecem printr-un moment foarte greu. Foarte greu. Este cea mai grea perioadă din cariera dumneavoastră de antrenor? Cea mai lungă serie de meciuri fără victorie? Da, am mai avut, cu voluntari, am avut o serie de 5 înfrângeri consecutive, dar după care ne-am revenit și am dus echipa până în primele 6. Patronul a spus înaintea partidei, a spus că trebuie să faceți 4 puncte din următoarele 2 meciuri. Acum, dacă veți câștiga cu Botoșaniu, veți obține doar 3 puncte. Vă simțiți postul amenințat? Ați discutat? Da, orice antrenor în momentul în care nu are rezultate are postul în pericol. Adică n-aș fi eu primul și ultimul. Este clar, în momentul în care n-ai rezultate se conducerea se gândește să te înlocuiască sau să aducă pe altcineva. Aici ce pot să fac? Eu încă o dată fac tot ceea ce e posibil ca să duc echipa asta acolo unde este locul. Am avut, și nu vreau să mă repet de atâtea ori, am avut un început bun, sunt aceia jucători. Este adevărat că acum nu ne iese nimic. Parcă suntem într-un film de groază și suntem actorii principali. Pe de altă parte, la interviuri înaintea dumneavoastră, jucătorii și-au asumat greșelile și au spus că nu ar fi vina dumneavoastră, că sunt situații în care din 2 metri ei nu reușesc să marcheze. Da, de obicei antrenorul plătește, el plătește nota de plată. Chiar dacă echipa, să zic, are un randament, să zic, mai bun față de ceea ce s-a întâmplat în meciurile trecute, e clar că în momentul în care nu câștigi, primul care este tras la răspundere este antrenorul. Dar, acum, sincer, vorbim, noi astăzi nu meritam să pierdem. Noi nu meritam să pierdem și ca joc, și ca... dar așa este la fotbal. Când nu bagi mingea în poartă, ai probleme. Vă reveniți cu Botoșaniu? Păi... Și eu zic că da, o să ne revenim. Eu încă am încredere în echipă, am încredere în jucători. Sunt convins că putem mult mai mult. Asta le-am spus-o și lor înainte de joc, și la antrenament, și la... au calitate, sunt jucători de calitate, sunt jucători care au demonstrat, și nu acum 2-3 ani, acum o lună jumate, au demonstrat că poate să joace de la egal la egal cu orice echipă. Au demonstrat, pentru că parcursul nostru din Conference League nu a fost întâmplător. Noi am avut echipe foarte puternice.
deci foarte puternice, și CSKA-ul, și Aktobe, și Bodø/Glimt, au fost echipe solide, echipe care în campionatul nostru este posibil să defileze. Dar asta este perioada, este o perioadă foarte, foarte grea, foarte grea. Mulțumesc, mult succes! Seara bună! Ritmuri de fanfară la meciul cu numărul 200 pentru dumneavoastră, iată, ați par gheața. Fanfara nu știu dacă a fost pentru mine, era pe ritmuri cam supărate, mortoare, ca să spun așa, dar nu e treaba mea. În primul rând, mă bucur pentru victorie, mă bucur pentru băieți, o partidă de luptă, sacrificii și pe margine și în teren. Da, așa sunt victoriile mai frumoase. Ce ați făcut de ați primi cartonașul roșu? Mai contează acum. Eu zic că n-am făcut mai mare lucru, dar așa e în România. N-a pus să spui ceva, că imediat ești, penalizat cu galben. După aia, imediat, n-am mai apucat, când am văzut că vine cu galben, unde știam că automat voi fi suspendat, fiind al patrulea, n-am apucat să mai spun ceva, că deja a pregătit roșu. Ce să spunem? Pumnul în gură și asta e România. Nu avem ce face. A fost un arbitraj contestat atât de Iași cât și de Sfântul Gheorghe. Nu, eu n-am contestat. Am spus că la faza premergătoare golului cred că a fost un corner pentru noi. De acolo a pornit faza din care a fost acel gol care a fost anulat cu VAR. Da, m-am spus. Atunci când se termină cu bine, treci peste toate. Cred că mult prea ușor. Suntem și noi oameni ai muncii, ca să spun așa. Și cred că ar trebui mai multă atenție. Dacă vine domnul Vasara să ne spună că toleranța zero pentru bănci, gata, toată lumea tremură de frică. Domnul Vasara s-ar trebui să ocupe doar de arbitraj, iar noi, cei de pe bancă, dacă facem gesturi care sunt deplasate, da, merităm cartonașe roșii. Dar atâta timp cât și noi suntem în tensiunea unui joc și mai avem opinii altele decât ale arbitrilor, nu înseamnă că jignim pe cineva, nu înseamnă că, aducem în jury și ca să fim eliminați la cea mai mică, grimasă sau cel mai mic gest, cred că e cam mult, dar asta e. Față de alte meciuri, parcă v-ați apărat mai bine, ați lucrat mai mult la capitolul defensiv? N-am lucrat mai puțin decât altă dată. Am încercat un pic să ne reconsiderăm poziția ca și echipă de prima ligă. Sigur că în ultima perioadă am folosit acest sistem cu doi mijlocași la închidere, care se pare că a dat mai multe satisfacții. Nu sunt lucruri speciale făcute între primele jocuri și ultimele, dar așa e în fotbal. Norocul se mai schimbă. Astăzi norocul a fost de partea noastră. Am avut șansă la acea fază de minutul 2 în care am primit un penalti care, din punctul meu de vedere, iarăși a fost foarte ușor acordat, pentru că am văzut o asemenea meci în preliminarele europene în săptămâna recent încheiată, în care, tot așa, o fază care putea să se acorde, în care putea să se acorde penalti după o intervenție, nu s-a mai acordat nimic pentru că mingea a fost jucată. Dar la noi, imediat, ești taxat. Funcție de cine ești sau cum te cheamă. Cât de importantă este această victorie de pe teren propriu pentru moralul jucătorilor? Că acasă orice victorie este importantă în acest campionat. Pentru noi este importantă că a fost în fața propriilor suporteri. Cu toții ne doream să vină cât mai repede o victorie în fața suporterilor, spectatorilor noștri. Mă bucur că a venit acum împotriva unei echipe bune. Asta sper să ne dea încredere pentru viitor. Orice joc în prima ligă este dificil. Ne așteaptă la două zile distanță un alt joc foarte, foarte dificil. Din nou a fost o programare cel puțin ciudată. Se știa de atâta timp că, și noi avem jucători la echipa națională, avem jucători care vin de la distanță mare, pe drum, n-am putut să-l folosim pe Samoaeva din acest motiv, era capitanul echipei, un stâlp al apărării. Am fost programați la două zile, nu se mai ține cont de nimic. Deci dintr-un joc care trebuia să dispute la un anumit moment și în care aveam poate șansa noastră, s-a făcut să fim dezavantajați. Mă bucur că băieții au trecut peste toate aceste, inconveniente și am reușit să câștigăm. Asta e cel mai important lucru. Vom vedea cum ne vom reface, cum ne vom recupera, pentru că avem jucători accidentați, cum ne vom recupera pentru partida viitoare. Important e că am obținut astăzi 3 puncte, chiar dacă au fost sacrificii, v-am spus, cu eliminarea de antrenor, cu,
alte accidentări care sper să nu fie de lungă durată, dar mergem înainte. Mulțumesc, mulțumesc. Multă plăcere.